Bună, vreau să vă prezint unboxing-ul de la Oriflame pe campania 2. Astăzi vreau să fac ale ambelor comenzi, am avut două comenzi, a venit cu o folie de protecție. Am avut pe comandă o cremă de zi de la Optimal, scopul SPF 20. Aici este chitanța cum am plătit. Mi-am comandat mie un baton corector de la Love Nature și arată. Pe o parte este tratamentul și pe o parte corectorul. Mi-am comandat un Tender Care Black Currant, un balsam de buze, acea cutiuță minune cu coacăze. Am avut două din acestea. O cremă odorizantă pentru picioare. Și de la Optimers un ser pentru riduri și factura. Și în a doua cutie am avut această folie de protecție. Un spuman de baie de la Oriflame Delicious Moments la 750 de mililitri cu căpșuni și iaurt, are un miros foarte plăcut. I-am cumpărat prietenul meu acest parfum Giordani Gold, are un miros foarte plăcut și un design elegant. Două geluri de duș de la Discover. Japanese Ceremony, are un miros foarte plăcut, unul este pentru cineva și unul pentru prietena mea. Am mai avut pe comandă acest șampon împotriva căderii părului, un balsam de buze cu smeură de la Love Nature, acest mascara de la The One l-am primit cadou pentru că am făcut primul pas de bun venit de la Oriflame. Nu o să-l desfac pentru că mai am multele desfăcute. Am comandat mie această pensulă în etui. Îmi place că are această protecție. E foarte moale. Dacă și reușesc să o desfac, ar fi perfect. Mă rog, mă dau bătută. Am avut două CC cream-uri, ar trebui să am pentru păr de la Hairix. O cremă pentru împotriva electrizării, un ruj de la Giordani Gold în nuanța bej sud, cred că este un tuș de la Giordani Gold în nuanța black, un kit pentru sprâncene de la The One. Acel creion cajal în nuanța carbon, cel negru. Un parfum pentru bărbați Citrus Tonic. Un set pentru prietena mea de la Lace Love cu forma din cremă de mâini și săpun. Am avut pe comandă acel set cu creion și rimel, dar nu mi-a venit și balsamul de buze când n-a mai fost pe stoc. Acesta este un fard lichid, nuanța metal, o pensetă, o altă pensetă de la Giordani Gold în acest ambalaj drăguț. Mai avut un balsam din acestea cu coacăze și un tratament pentru unghii de la The One. Broșurile și cam acesta a fost unboxing-ul și ne revedem cu un alt clip. Pa, pa!